Bun găsit, doamnelor și domnilor, la comentariul zilei. Sunt Adriana Dascălu Bulină. Alături de mine în studio se află invitatul permanent, jurnalistul Sorin Avram. Bună, Sorin! Bună, Adriana! Bine m-a regăsit! Am văzut ce nestingherită se plimba văcuța aia prin oraș, așa, da, printre vaca mașini. Unde era? În zona primăriei, în zona primăriei se plimba, da, vaca pe la prânz, clinică, nu? Cam așa, da. Și oare cu era vaca aia? Unde umblai așa de nebună? Păi nu știu unde a luat așa de nebună. Probabil că vaca o fi auzit că aici la Suceava se fac investiții masive, se modernizează zona și o să fie zonă metropolitană. Și vaca a venit să-și caute un bou pe la oraș, s-o fi săturat de boii de la țară, aia se îmbată. Auzi că ăștia sunt mai domni, nu? Da, și că ăștia sunt mai domni, așa o duc prin cluburi, au mașini de fițe. Pe la mol, pe la... Da, pe la mol, o plimbă prin mol, poate se lipește de un bou care are o funcție importantă, publică și se cuplează cu bou. Că boii la țară se cam îmbată și sunt mai prostă, și le și bata naibii pe săracele văcuțe. Și a venit vaca la Suceava, că au zis că este explozia asta de bunăstare și de modernism și o fi venit să-și încerce norocul. Vaca să-și caute un bou pe la Suceava. Sau poate că vaca i-a plecat bou de acasă cu târgul produs în Bucovina. Și umblă de nebună, nu? S-a fi dus boul la produs în București. Așa. La târgul produs în Bucovina, la București. Și ce a zis? Să vină și ea la Suceava. Și nu i-a venit bou acasă. S-a gândit vaca, băi, s-o fi îmbătat ca bou meu, ce n-am face? Și a venit la domnul Futur, poate să-l întrebe. Domnul Futur, dar bou meu pe care mi l-ați luat și l-ați dus la în târgul la Titan. Produs în Bucovina. Nu l-ați luat și înapoi, s-a lăsat bou acolo, că el e cam bou, mai ales să se îmbată, cine știe ce a făcut prin București. Și zice, și se spune, doamne, m-am uitat la știri, n-am văzut că a vreun bou să fie arestat, să fie făcut ceva așa. M-am uitat și la aia cu jamone, dar nu era bou meu, era al bou. Și cred că de-aia a venit vaca la oraș în căutarea boului, ori un bou nou, ori bou ei care a plecat de acasă cu târgul ăsta, produs în Bucovina, produs la București. Da, și acum să trecem la lucruri mai serioase, ca să spunem așa. Am văzut ce s-a întâmplat. Ăsta nu-i serios, Adriana, se plimbe vaca prin centrul municipiului reședință de județ Ioana Miaza Mare și acum e municipiul reședință, da, de județ, dar se transformă în zone metropolitane. Păi cam unde asta. Unde ai văzut tu vaci plimbându-se prin New York, de exemplu? Ai văzut tu vreo vacă? Mai sunt când se toarnă filme. Când se fac filme, mai sunt vaci pe acolo. Dar deci nu e nicio totul vacă. E controlat aici. Te poți aștepta la orice. Bun, Ioan Stan a fost prins cu votul multiplu. Da, acum, am văzut imagini. Asta cu votul multiplu, Ioan Stan, deputatul PSD la Fălticeni, e un sport în Parlamentul României. Nu este pentru singurul, nu este primul. Și din moment, aici este o discuție. Dom'le, nu știu regulamentul ăsta al Camerei, dă voi. Pentru că el vota cu niște cartele, adică niște oameni au lăsat cartelele să voteze. Da. Ei erau care după țigări, care să mănânce la o ciorbă la cantina Parlamentului, care să dea niște telefoane pe la amante și i-a zis, ia mă Ionică sau Ioane, ia și cartea la mea și votează cu ea. Înțelegi că el vota, el a avut acces să facă vot. Și acceptul colegilor. Și acceptul, evident. Da. Aici este o discuție întreagă, doamne. Adică, nu știu, e imoral, dar nu știu dacă este ilegal. Pentru că dacă sunt 10 colegi și merg undeva la băut sau așa, ne ia 10 cartele și votează și pentru noi. Pentru că noi avem încredere cum votezi tu. Faptul că parlamentarii noștri mai mult umblă decât stau prin Parlament, asta este altă discuție. Dar eu zic, nu cred că este ilegal, dar este undeva imoral. Da. Cum o fi numirea domnului Corjuc la SGA? Domnul Corjuc, așa, eu am sesizat următorul lucru, că toți ăștia, domnul președinte al Partidului Democrat Liberal, Gheorghe Flotur, fie numele lăudat, așa cum, eu cred că așa spun ai lui. Imediat după ce îi rostesc numele? Eu cred că domnul Flotur, adică nu cred, eu observ că domnul Flotur, el dă în PSD ca în hoții de cai. Deci PSD-ul e criptocomunist, corupt, tâmpit, prost, handicapat, rău intenționat. Dar el dă în ceva care o noțiune așa abstractă, pentru că văd că el ia PSD-iști. Și PSD-iștii luați ca bucată, cu bucata, vă că-s buni. Că ăsta, Ioan Corjuc, a fugit de la PSD, a trădat PSD-ul, s-a aruncat în brațele lui Gheorghe Flutur. Adică și s-a făcut prin urmare bun. Bun. Și a venit să-i pupe condorul lui Gheorghe Flutur. S-a pus în genunchi așa și i-a pupat condorul lui Gheorghe Flutur și văd că dintr-o dată e bun.
E ca și cum ar fi o echipă de fotbal cu jucători foarte buni, numai că ei ca echipă sunt răi. Așa văd că și la PSD, ei ca echipă sunt niște ticăloși, după cum spune domnul Flut, ticăloși, cretini, handicapați. Da. Dar așa luați bucată cu bucată, sunt buni. Probabil că domnul președinte al PDL Suceava, Gheorghe Flutur, fie numele lăudat, probabil că are și o mașinărie sau o cameră din astea, știi cum vin cu osmonauțile, le trebuie când vin din nou pe pământ cu aclimatizare și stau o perioadă. Și probabil că îi bagă domnul Flutur, are o mașinărie specială concepută de ei, unde ăștia de la PSD, dacă stulomaci, hoți, bandiți, rău intenționați, tâmpiți, cretini și așa mai departe, probabil că îi bagă acolo și în câteva ore, sunt niște mașinării speciale, în câteva ore îi face frumoși, da, înalți, cu ochi albaștri, deștepți, muncitori, harnici, competenți. Cum vrei tu îi faci așa? Și deodată sunt buni când trec la PDL. Și așa s-a întâmplat cu domnul Corjuc. El făcea parte dintr-un organism criptocomunist, prostănac, handicapat, rău intenționat. Și dintr-o dată când a venit la PDL, iată, atât este de deștept, probabil că în cazul domnului Corjuc exista și un pic de material bun. Așa. De a reuși să-l facă din PSD-ist, să-l facă PDL-ist cu funcție de conducere. Deci și când l-a băgat în mașinărie, că dacă mai vin, au mai fost și alții care au trădat, dar ea n-au obținut nicio funcție, înseamnă că erau chiar de joasă calitate, era materialul. Nu s-a mai putut scoate mare lucru. Dar din ei. Domnul Corjuc, probabil că avea niște lucruri bune și când l-a băgat aici, pac, și l-a dus la Seghea. Pentru că altfel nu-mi explic cum că la PSD nu era bun, aici este bun. Sau probabil că domnul Flutur are și darul ăsta de a-i simți pe cei care au potențial de la PSD, da, și de a-i lua deoparte. Spune, tu ai potențial, tu ești băiat deștept, lasă-i pe criptocomuniști, pe hoși, pe bandiți și pe ticăloși. Vino la noi și aici te vei realiza. Uite, domnul Corjuc, tinerelul Corjuc, a învățat arta trădării și l-a pus domnul președinte Flutur șef la Seghea. Am o să vină cineva și spun, dar nu domnul Flutur l-a pus, că l-a pus Bacău. Băi, nu, păi domnul, da, Flutur l-a pus. Păi da, că de acolo a venit lumirea, nu? Fac așa. Dar domnul Corjuc este el, cred că e competent așa la deșteptat PDL-ul. Dar el n-ar fi pupat funcția asta doar pentru că a trădat PSD-ul. Ci pentru că a avut și recomandarea? Nu, pentru că avea pachet cu tăticul lui. Tăticul, da, lui, care e alt trădător. Da. Tăticul lui, primarul de la Ipotești, a trădat PSD-ul, a mers la domnul Flutur, s-a pus în genunchi, a pupat condurul și au venit la pachet familia. Lui tăticul nu-i mai dă nimic, că e primar și mai candidează pentru mandat și dacă îi prostește pe cei din Ipotești, îl mai aleg o dată. Dar lui juniorul trebuia să-i dea și lui ceva, da, pentru actul de trădare. Și l-a făcut șef la Seghea. Și ce are de el de făcut acolo? Să încaseze niște bani și să vadă balastierele, cam ce bani învârt balastierele. Că se învârt niște cam bani asta acolo, știi? Da. Și uite, în ziua de astăzi, ca să reușești, nu trebuie să fii serios, competent, curajos, pregătit și așa mai departe. Trebuie să trădezi, adică să fii la opoziție și să trădezi. Și mai departe te ia PDL-ul, te bagă în cameră, îți dă cu soluții prin cap și cu niște unde electromagnetice și te face. Am fost curios să-l văd pe Ioan Corjuc, că el e mic și gras. Înțelegi? Da. El e așa mic și îndesat, are 180 de kilograme și 1,60 m cu mâine ridicate. Am fost curios că dacă l-a băgat domnul Flutur în mașina asta de deșteptat și de înfrumusețat, oare el are 1,80 m, acum 75 de kilograme și i-a crescut părul? Eu sunt tare curios. O să-l vedem la prima lui conferință de presă, dacă va face așa ceva. Bun, și am văzut rectorul Graul, mare adevăr a grăit, când a spus că nu asociația aceea a universităților europene. De mai spunem Adrian Gură de Graul. Păi nu? Ioan Gură de Aur. Da, pentru că a avut dreptate, că ministrul needucat al educației minte. Și nu e prima oară. Este un mare mincinos. În fruntea ministerului este un semi-analfabet mincinos. Ăsta este Daniel Furnăriu și a fost prins acum cu acte că a mințit. Clasificarea n-a fost făcută de Asociația Universităților din Europa. A fost făcută, au fost niște recomandări și domnul Furnăriu a mințit cu nesimțire că a fost făcută și numai ca să subfinanțeze universitățile. I-am zis și astăzi la radio că sunt tare curios acum să văd ce spune mult stimata și nestimata Sanda Maria Ardeleanu, doamna prorector autosuspendat, care atunci când îl vede pe Daniel Funeriu, parcă îl vede pe Dumnezeu, se luminează toată și domnul Funeriu,
competență și să facem și să dregem și nu știu ce. Păi dacă nu mă înșel, dumneavoastră a fost cea care a anunțat a fost și declasificarea universității. A fost și că se pot face lucruri bune și competență și așa. Și să văd acum pe doamna Ardeleanu, doamna deputată Ardeleanu, ce mai spune acum când idolul ei, Daniel Funeriu, a fost prins cu minciuna? Și ce spun, sunt curios ce spun colegii de la facultate, că doamna Ardeleanu până una alta câștigă niște bani de la universitatea asta, a câștigat, a fost prorector, autosuspendat câștigă pe bani. Perioada mandatului. Așa, de să vedem ce le spunea colegilor ei în legătură cu idolul ei mincinos. Îți mulțumesc foarte mult, Sorin. Doamnelor, domnilor, aici se încheie comentariul zilei, numai bine!